Încă de ieri, creștinii ortodoxi au intrat în Săptămâna Albă, o perioadă pregătitoare pentru postul mare al Paștelui. În aceste zile este dezlegare la ouă, lapte, brânză și pește. De Sfântul și Marele Post ne mai despartă exact o săptămână. Ieri majoritatea creștinilor ortodoxi s-au despărțit de carne până la Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului. În săptămâna ce urmează, canoanele creștine cer să nu se mai consume carne, ci numai lactate, brânzeturi, ouă și pește. Înainte de a începe postul mare, biserica ne cheamă, ne invită la o perioadă premergătoare, aceasta purtând denumirea de Săptămâna Albă sau Săptămâna Brânzei. Ea ne aduce aminte de perioada paradisiacă de Adam și Eva din Rai și ne invită să ne reîntoarcem la acea stare paradisiacă din Rai. Această săptămână, fiind numită Săptămâna Albă sau a Brânzei, tocmai în acest sens poartă această denumire, pentru că se mănâncă lapte, ouă, brânză și carne. Biserica a dat dezlegare în acest sens, pentru că este o săptămână a dezlegărilor, cu gândul că putem să trecem mult mai ușor către perioada care urmează a postului mare. Duminica viitoare este numită și Duminica Iertării sau a Izgonirii lui Adam din Rai. Prin călcarea postului și a interdicției de a gusta din măr, el a pierdut raiul. Dar prin post și prin rugăciune, omul se poate ridica înapoi la Rai. Postul Paștelui, cel mai aspru și mai lung de peste an, va începe pe data de 27 februarie și se va încheia pe 15 aprilie, când vom sărbători Învierea Domnului. Postul este o perioadă de pregătire spirituală pentru toți creștinii înainte de sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos. Cu rugăciune și cu gândul că omul a căzut din acel rai datorită păcatului. Ne reîntoarcem la acea stare de la început, când omul se afla în preajma lui Dumnezeu. Odată cu păcatul a intrat moartea și odată cu moartea și starea aceasta a omului de depărtare față de Dumnezeu. Ne reîntoarcem cu gândul că trebuie să iertăm și să avem o raportare la acea iubire care Dumnezeu ne înconjoară de fiecare dată. Așa cum bine se știe, postul reprezintă reținerea totală de la anumite alimente și băuturi în scop religios și moral. Mai mult, creștinii trebuie să se rețină de la anumite gânduri necurate, pofte, patim sau fapte rele. Acest lucru înseamnă că postul trupesc trebuie însoțit de postul sufletesc. Săptămâna viitoare o să fie postul Paștelui. Postiți? Da. Săptămâna asta e Săptămâna Albă. Mâncăm lapte, brânză și avem voie să mâncăm și pește. În săptămâna postului, cam ce mâncăruri și ce legume preferați? Supe, mâncare de cartofi, mai e varza, dacă eu am probleme cu sănătatea și nu pot să mănânc orice. Cam ce mâncăruri și ce legume consumați în perioada aceea? Mai mult zarzavaturi, de la piață, fructe, astea. Știți că săptămâna aceasta este Săptămâna Albă sau Săptămâna Brânzei. Se consumă lapte, carne, ouă. Lactate. Obișnuiți să consumați sau să țineți și acest... Nu prea mă omor cu laptele, dar mai mănânc câte un iaurt, așa. Săptămâna aceasta este Săptămâna Albă. Știi, mamaia, că pot să mănânc un lapte, o brânză, ailaltă, știu că e începerea postului, știi, mamaia, de treaba asta. Dar n-am putere, mamă, că-s bolnavă. O superstiție din Săptămâna Albă este ca gospodinele să așeze oalele și crătițele numai cu gura în jos, pentru a fi ferite de pagubă. Lasate noaptea, flăcăii ies pe dealuri cu torțe și șomoioage aprinse, ca să alunge frigul și iarna. În duminica lăsatului de sec de brânză, oamenii își cer iertare unii altora pentru a intra împăcați în postul Paștilor.